Bun găsit, oameni buni, la săptămâna la Bamărunți, emisiune realizată împreună cu Adrian Zvâncă. Săptămâna aceasta n-a fost o săptămână foarte productivă în știri, dar câte ceva mai putem să mai comentăm în a vă reține atenția cu analiza noastră de săptămânală. Adi, săptămâna asta DNA-ul și-a făcut datoria la Deva, la primăria Deva a fost arestat secretarul general și împreună cu soțul acesteia. Ce informații suplimentare ne poți aduce? Bună ziua, în primul rând, Cristian, bună ziua telespectatorilor. Da, în primăria Deva a intrat la interval de zi sau două și DNA-ul și Dicotul, unul după altul. Probabil. DNA-ul luând secretarul primăriei și încă o persoană din executiv și Dicotul prin ex comisarul șef Berbeceanu, comisarul șef Berbeceanu, vestitul domn Berbeceanu, care a devenit city manager. Acum nu știu, sper să n-aibă același scop ca și DNA-ul, să fie city manager în ideea în care face curățenie acolo în managementul city-ului. Bine, Cal Troian. Da. Nu neapărat Cal Troian, cine știe, poate trebuie făcute niște pe acolo, eu știu, ce o trebuie scuturate niște dosare de praf, nu putem ști care-i. Pentru că e un pic, să zic așa, surprinzătoare numirea lui Berbeceanu la ca city manager. Acum el vine dintr-o zonă oarecum juridică și infracțională, nu, să zic, partea asta de prefect ar fi putut fi tangențială cu activitatea lui sau cu expertiza lui în decursul anului, dar să pui pe cineva care a fost pe zona asta de infracționalitate, mai apropiat de procuratură, mai să-l pui pe o zonă de city manager, nu prea văd care eficiența. Pentru că, logic, acest om este construit pentru a nu semna. Înțelegi? Ce spun? Deci el nu este un om, deci el este un critic al proiectelor, nu un generator de proiecte. E greu să fie așa, deci e cumva în antiteză față de personalitatea lui, cel puțin ce ne-a arătat până acum, nu? Dacă tu ai fost cel pe care ai urmărit afaceriștii din Deva, interlopii, cei care făceau o crimă organizată și ești obișnuit să cauți, să găsești greșeli, să nu ești un om ca structură, un om creativ, de management, ori noi știm foarte bine că partea asta de management trebuie o anumită structură și o anumită formație ca să poți să reușești, și o anumită gândire ca să poți să reușești. Eu nu mi-e surprinzătoare, nu știu, posibil mai mult să fie doar așa un fel de recompensă și mai puțin un interes major ca să aibă o activitate prolifică în cadrul primăriei Deva. Bine, tocmai poate fi plantat acolo Berbeceanu și sub aspectul faptului ca să îi ferească de necuratul pe angajații primăriei. Posibil, deși nu știu cât. El a avut o revenire așa spectaculoasă, dar totuși are, cum să spun, în dosar niște, cum să zic, are și niște tinichele de coadă. Niște tinichele, nu poți să... Sigur că el a fost de ambele părți ale baricadei. Da, da, și... zic că... Na, nu știu ce să zic, ori el nu s-a întors dacă... Să zic, în mod normal, expertiza ce are ar fi trebuit să se îndrepte spre sectorul în care a făcut această experiență, da? O plecare asta spre prefectură, prefectura oarecum ar fost mai aproape de felul lui sau de formația lui profesională, dar partea asta de city manager chiar mi se pare total... Dar așteptăm să vedem ce rezultate vor fi. Nu știu, sunt așa puțin descumpănit de această numire. Da, probabil este mai mult o chestie ca o recompensă care... Dar recompensă pentru ce? Că nu dau seama care sunt meritele care trebuie recompensate. A avut un anumit aport în timpul campaniei electorale. Asocierea Traian Berbeceanu are un renume, este cunoscut la nivel național și a reușit să-și creeze așa o aură în jurul lui de apărător de al justiției. Da, apărător de justițiar. Da? Și această, să spun, aură fiind transferată prin alierea lui sau asocierea lui cu PNL-ul, a fost transferat acest, să spun, potențial pozitiv al lui. S-a încercat transferarea lui ca și intenție de vot,
Poate a și fost un succes, pentru că nu suntem până la urmă sociologi sau și analiști politici atât de rafinați încât să putem sesiza dacă acest aport al lui Berbeceanu a fost consistent și a dus la succesul primarului Ioan Ciandeva și un surplus sau un plus la nivel național. Probabil dumnealor au considerat că trebuie recompensat. Dar a fost o mișcare, să spun, interesantă a PNL-ului. Nu știu Traian Berbeceanu ce a avut de câștigat din această mișcare, pentru că în momentul în care ani de zile tu ai fost cei care ai arestat politicienii, acum trecând în tabăra politicienilor, e din nou, să spun, se mai pune praf un pic pe aura aia pe care ai reușit să-ți o creezi în decursul timpului. Chiar mă gândeam că PNL-ul din Hunedoara și adevărat conducătorii exact cum s-a întâmplat și la nivelul partidelor mari, celorlalte partide mari, PSD și chiar PNL-ul central, mă gândeam că pe parcursul timpului Mircea Munteanu din funcție de președinte al PNL a ajuns unde a ajuns, Mircea Moroț la fel, cu probleme, Bogdan Țâmpău la fel, exclus sau auto-exclus. Nu a avut probleme penale sau el pur și simplu a fost nevoit să se retragă. Lucian Heiuș a cărut alegerile, a demisionat, acum Dumnezeu cu milă, nu se mai știe. Doamna Vetuța Stănescu, nu știu, parcă este în continuare secretar de stat, nu la... Nu este secretar de stat, este parlamentar. E doar parlamentar. Și Vetuța chiar o cunosc destul de bine și este o persoană care... Bine, eu n-am afirmat un respect, ceva contra... Este și profesionistă și foarte organizată. N-am făcut afirmații negative la adresa celor pe care i-am... de care am amintit, dar nu... PNL din Hunedoara nu prea și-a respectat conducătorii până la capăt. Ideea este că, ca să mergem așa un pic în spate, înainte de europarlamentare, PNL nu stătea foarte bine în sondaje. Era undeva între 17 și 20%, tot alterna. Au început o... Bine, probabil au fost profesioniști în spate care i-au sfătuit să facă acest lucru. Au început să atragă în interiorul partidului oameni care au reușit să crească acest partid peste 20%. Prima mișcare a fost cu reporterul de la Realitatea, realizatorul de la Realitatea, Rareș Bogdan, da? Care a fost o mișcare de succes, a dus partidul, a crescut câteva procente bune, deoarece Rareș Bogdan era la fel ca și Berbeceanu, cunoscut ca un justițiar, ca un român adevărat care vrea să facă bine, un român de la contestatar al politicii și al politicienilor, inclusiv a celor din PNL, au reușit să facă un salt prin această mișcare, iar la ulterior, în alegerile locale, chiar dacă nu au fost foarte vizibile, aceste mișcări s-au întâmplat, probabil peste tot, dar cel puțin la noi s-au întâmplat și sunt foarte cunoscute, da? Au aderat la PNL câteva persoane, simbol ale orașului în care trăim, și vorbim de Tomi Coconea, un sportiv de mare succes, vorbim de Aurelian Epuraș, care a derulat cu un an înainte un proiect, fabrica de pian, cu o mare priză în societatea mică de aici, de la noi din oraș, și care a atras alături de el o grămadă de susținători. Să nu mai spunem de directorul teatrului, care fiind cumva în opoziție față de PSD s-a putut refugia foarte ușor înspre PNL. La fel directorul spitalului, care deși era într-o relație de lungă... Și Avrameancu parcă... Nu, Avrameancu, din ce știu eu, nu a intrat în PNL. A cochetat cu ideea de a trece la PNL. Da, nu știu, dar nu cred că este în PNL. Știu că el a rămas așa, a încercat un pic politica cu degetul, dar nu consistent. Dar nu, e posibil ca peste 4 ani sau peste 3 ani să fie pregătit și să candideze. Da, nu, exclus, pentru că până la urmă are o anumită notorietate, își păstrează în continuare
vie prezența și e posibil să se întâmple și chestia asta. De asta spun, a fost o strategie în care oameni de acest gen au încercat să fie atrași pentru a aduce un plus și cred că s-a și reușit acest lucru. Acum, din punctul meu de vedere, PNL a jucat foarte bine. Nu știu pentru cei care au făcut acest pas înspre PNL cât de bine cât de bună e această mișcare. Pentru că dacă să luăm exemplul unui sportiv care e apreciat de toată lumea, da? Pentru că el are doar o performanță care poate să atragă apreciere, în momentul în care faci o mișcare de acest gen, o parte dintre susținătorii și admiratorii tăi automat îți vor schimba opțiunea. Da, asta cu privire la PNL. Iar la PSD constat că nu se întâmplă mare lucru. Stau la cutie, au o perioadă în care toată lumea stă la cutie la PSD, mai apare Gabriela Firea așa cu câte o pastilă sau știu fostul premier Mihai Tudose mai bagă și el. Asta e mai mult așa de, cum să spun, de distracție, de întreține atmosferei. Da. PSD a experimentat, sau mă rog, Dragnea a fost primul care a arătat că PSD atât timp când nu face nimic are de câștigat. Au fost alegerile pe care le-au câștigat cu succes răsunător în urmă cu câți? 6 ani sunt? Da? 5 ani. Da? Ciolacu a aplicat aceeași rețetă. Au un electorat stabil și conservat care e alături de ei, indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă nu fac greșeli, au un anumit succes garantat, care vedem că cu tot efortul PNL-ului pe care l-am explicat înainte, la alegerile parlamentare, PNL-ul n-a reușit să depășească cu toate eforturile electoratul stabil al PSD-ului. PSD-ul n-a făcut nimic în alegeri, deci doar au așteptat. Au mizat cumva pe greșelile ce s-au făcut în acest an de pandemie sau pe erodarea PNL-ului, care e o erodare normală. Cred că e strategia cea mai corectă din punctul lor, văzut așa pe termen lung și din punctul lor de vedere, și cred că le va aduce succes, pentru că această alianță va eroda foarte mult partidele din interiorul ei și probabil în următorii 4 ani partidele care vor avea de câștigat vor fi partidele de opoziție, și aici spun de AUR și de PSD în special. Ca să nu mai spunem că alianța asta se pare eterogenă, așa, o alianță de avarie, o alianță de nevoie dintre PNL, USR Plus și UDMR. Uite că are și un mare discordie. Ministrul Sănătății Voiculescu, Ministrul Sănătății, face în fiecare zi câte o manevră care stârnește nemulțumirea publicului. Asta se întâmplă când pui un om care nu este pregătit pentru funcția pe care o deține. Vlad Voiculescu este departe de zona medicală. Faptul că el a ajutat oameni să se trateze când era la Viena, cum să zic, este un bun samaritan, dar asta nu-l face un profesionist. Nu trebuie să înțelegem că faptul că duci niște oameni la doctor te face și pe tine doctor. Nu, ești un prieten, un om bun, ai alte calități, nu cele de a conduce Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății este foarte greu de condus. Toată lumea vede în partea asta de conducere, inclusiv la primărie, inclusiv la ministere, partea imobiliară și zona de business, mai puțin zona de profesionalizare, și asta se întâmplă și în școli, și toată lumea discută de bugete, să dăm bugete la școli, dar nimeni nu se uită să vadă produsul finit, ce rezultat scoate școala, se uită să fie condiții bune, care trebuie să fie bune, nimeni nu contestă lucrurile astea, dar totul este axat cumva mai pe zona imobiliară și de business și mai puțin pe ce ar trebui să scoată ca și produs finit sistemul respectiv. Ori același lucru este și în sistemul sanitar. Mai puțin se uită lumea să vadă ce rezultate sunt efectiv, cum sunt pacienții, cât să se facă statistici corecte, toată lumea plânge, nu sunt spitale, hai să facem spitale, nu sunt diverse alte chestii, hai să facem nu știu ce, hai să... Da? Mai e o chestie cu doctorii care, chiar dacă o să-mi atragă antipatii, eu, din punctul meu de vedere, asta este părerea mea, societatea investește în niște oameni ca să ajungă medici, da?
ar trebui cumva aportul acesta investițional pe care îl facem noi, ținându-i gratuit la școală, da? Pentru că ei nu plătesc ca să ajungă medici, da? Ar trebui să se întoarcă într-un fel în societate. E total absurd să facem o fabrică de medici care să plece în afara țării, pentru că există libertate. Pentru export. Pentru export. Dar acești oameni, ca să poată câștiga niște bani frumoși în afara țării, să-i finanțăm toți românii, da? Noi dacă finanțăm în România facultăți care să producă medici, medicii ăștia trebuie să vină în primul rând să trateze români. Bun, aici deschizi o altă discuție pe care sigur că aș vrea să o comentez și eu un pic, în sensul că învățământul în România, învățământul universitar, este gratuit, ceea ce nu știu unde se mai întâmplă în Europa asta. În Europa, în general, învățământul universitar este cu plată, da? Iar gratuite sunt mai câteva burse sau un 5% de burse. Sunt tot felul de sisteme în care se ajută. Plătește, da? Oriunde în lumea asta se plătește. Să mergi la școală, da, plătești când mergi la universitate. Numai la noi, nu știu, e gratuit. Aici trebuie cumva umblat la... Pentru că s-a ajuns ca diploma de universitară să fie și un fel de hârtie de ziar. Analfabeții funcționali din liceu, din gimnaziu și din liceu ajung analfabeți cu diplomă universitară. Și păcat că totuși mai ne costă și bani chestia asta. Da, păi aici e problema, pentru că problema e generală, nu doar cu medici, aici cu medicii e cea mai stringentă, pentru că există o mare criză de medici și toți când termină facultatea, chiar mă uitam la televizor, la târguri de joburi, toți, domnule, e dreptul meu, pot să mă duc să lucrez oriunde, de ce să stau să lucrez în România pe gen 3.000 de euro, când pot să mă duc să lucrez în Finlanda pe 7.000 de euro. Nu e, trebuie să stai în România, pentru că, de fapt, românii ăștia pe care tu trebuie să-i tratezi de azi în continuare, ți-au plătit ție facultatea. Dacă vrei să faci să pleci în Finlanda sau unde vrei tu, da, du-te, scoate un credit de la bancă, să scoată familia ta, te finanțează, ajungi medic, îți plătești creditul înapoi și faci ce vrei cu viața ta. Dar cât timp este gratuit, trebuie să existe nu neapărat o constrângere, dar un mod în care acești oameni să presteze și pentru societatea care i-au ajutat să se definească. Da? Aș da exemplu Angliei, unde, cum să spun, nu este gratuit, dar nici nu plătești. Da? Faci un contract cu statul în care te angajezi din salarii să returnezi banii înapoi. Cred că ar fi cea mai bună soluție până la urmă. Și atunci, da, putem să facem fabrică de medici. Nu e nicio problemă dacă suntem buni la asta și reușim noi ca națiune să fim cei care produc medici în toată lumea sau în toată Europa. Este foarte bine. Dar trebuie să vedem și ce se întoarce înapoi în societate. Pentru că nu putem să facem lucrul ăsta total gratuit. Deși, în ultima perioadă, medicii nu mai sunt chiar așa muritori de foame. Și... cu toate astea... Este o altă inechitate românească, pentru că până astea... la urmă și cei care sunt ingineri ar trebui recompensați la fel ca medicii. Pentru că și ei construiesc clădiri în care oamenii trebuie să se simtă în siguranță. Și acolo există riscuri. Și acolo există... și oamenii învață și stau și își pierd timpul și pierd nopțile ca să reușească să facă acest lucru. Cum să zic, noi am încercat așa să rezolvăm probleme, noi ca națiune spun, am încercat să rezolvăm problemele care au fost stringente, tot cu măsuri din astea, hai să-i favorizăm pe medici, hai să-i favorizăm pe lucrătorii din construcții. De ce un lucrător din construcții trebuie să plătească mai puține taxe la stat decât un lucrător de la supermarket, spre exemplu? Care e explicația? Că nu puteam să taxe deloc. Sau ca IT-știi, la fel. Hai să vedem care e... cine va plăti pensia lucrătorului din construcții? Nu? Dacă el nu cotizează la fel ca și... nu? De ce nu plătește aceleași impozite? Nu merge pe aceleași drumuri ca și mine? Nu merge pe... Deci, cum să zic, e total ilogic. E adevărat că există niște zone în care statul trebuie să intervină, dar nu în acest mod. Nu în acest mod. Nu făcând diferențieri între anumiți muncitori și alți muncitori. Când e să se taie niște lucruri, văd că este foarte complicat să se taie. Mai mult decât atâta în programul, în propunerile din campanie făcute de USR Plus și PNL, zicea foarte clar că se vor tăia pensiile speciale, care văd că nu s-au tăiat. S-au oprit undeva și într-o nebuloasă între Curtea Constituțională și Guvern și Parlament. Nu se știe exact ce se întâmplă. De asta zic că inechitățile astea sunt foarte complicate. Mi se pare că este foarte complicat să se rezolve
depozit Valtar. Nu știu ce se va întâmpla până la urmă. Este un mod de a rezolva problemele, am zis, modul cel mai facil, da? Hai să le dăm celor din justiție suficient bani ca să nu fie corupți. Dar cu ceilalți care sunt corupți din societate, pe care îi judecă justiția, ce facem? Hai să le dăm atunci tuturor suficient bani ca să nu fie corupți. Nu vom mai avea nevoie de justiție. Totul se duce așa într-o... Deci dacă o problemă este stringentă la momentul actual, se rezolvă într-un fel total imoral, ca să zic, da? Și rămâne așa în marotele societății noastre că am rezolvat problema. E justiție, sunt pensiile speciale, inclusiv ce am zis, problema cu IT și cu... Am reușit să atragem IT. Știm câtă valoare, plus valoare aduc acești IT-și care lucrează în România? Pentru că ei lucrează pentru companii din afara țării, în special cu marile companii din IT. Valoarea adăugată, Google și Facebook și Amazon și toate companiile mari, nu produc în România. Eu produc în America. De asta America e o țară de mare succes, pentru că valoarea adăugată a companiilor este acolo. Aici sunt doar muncitorii de pe plantație, ca să spun așa, cei care produc conținut pentru aceștia. Aici ar trebui, într-adevăr, să se egalizeze nivelul taxelor pentru toată lumea, da? Pentru că, așa cum ai spus, pensiile se vor plăti la toți, fără excepție, și la cei care au cotizat și la cei care nu au cotizat. Bun, o altă categorie care nu cotizează, nu știu, armata sau poliția, la fel nu cotizează, parcă la... No, ei mai au un sistem paralel de pensii care nu este prins în bugetul consolidat, ca să zic așa. Da. Există o diferențiere între, să spun, ceea ce pentru același efort de a ajunge la un anumit nivel profesional, nu ești recompensat la fel. Da? Deci dacă tu termini facultatea de construcții și faci același efort ca să ajungi la nivelul profesional, linear profesional cu ceilalți din justiție, din medicină, cel din medicină este mult mai bine plătit ca tine, este mult mai bine plătit cel din IT și de asta spun. Și cel puțin în zona asta care nu este în piața liberă, ar trebui diferențierile astea să nu existe. Pentru că în piața liberă asta este până la urmă. Ești IT-ist, dacă cineva are nevoie de tine și te plătește, nu taxele să fie diferențiate. Dar salariul poate să fie diferențiat fără nicio problemă. Dar pe zona de buget ar trebui totuși o echilibrare. Da. Asta sunt niște inechități care ar trebui corectate cu de urgență, dar uite, s-a schimbat guvernul, au rămas aceiași politicieni cu vederi închistate în trecut, rămase într-un imobilism din ăsta, numai gura idei, dacă îi pui la treabă, se pare că... Asta e paradigma dreptei românești. Toată lumea, sau sunt o grămadă de partide care se declară de dreapta, și USR și PNL. Dar toate măsurile care le iau sunt pur de stânga. Eu nu cred că în istoria PNL-ului, deși am fost membru PNL, știi foarte bine, 10 ani de zile, se pot număra, cred că cu excepția faptului că au pus impozitul pe venit 16%, în rest nu știu, eu nu mi-amintesc vreo măsură așa de mare succes care să fie ajutat, să fie o măsură de dreapta. Nu, în afară de hai să vedem cum rânțăim și noi niște bani, cum facem niște bugete. Ți-am zis, în politică principalul este partea asta imobiliară, toată lumea construiește, toată lumea... Mai mult ca văzut ca un management și ca zonă de business decât, să zic, o zonă strategică care ar duce la dezvoltare. Hai să ne uităm la orașe. Toată lumea se uită să strângem gunoiul, să facem străzi. Nici, care sunt lucruri normale, trebuie să le faci, că până la urmă de asta trăim în orașe, că trebuie să avem aceste facilități. Nimeni nu se gândește la o viziune de viitor. Să se gândească, bun, orașul X, orașul Deva, unde vrem îl vedem noi peste 20 de ani? Către ce mergem? Vrem să fie un oraș turistic, mergem în zona respectivă, vrem să fie un oraș universitar, mergem spre zona academică, vrem să fie un oraș industrial, încercăm să dezvoltăm infrastructură ca să dezvoltăm industrial. Nu, totul se raportează strict. Mamă, ne trebuie un giratoriu că se blochează circulația aici. Hai, repede, ieșim cu lopeții, le-am făcut un giratoriu. Vai, hai să aplaudăm, mare realizare. Nu există o viziune și o strategie. De asta nici nu reușim să avem succes, cum să zic, să consolidăm în vreun fel ce se întâmplă. Totul e haotic și de moment. Deciziile se iau pe moment și... Pe vremuri era timpul trece, leafa merge, acum timpul trece, șpaga merge.
Cam asta văd eu că se întâmplă în România, în vremurile pe care le trăim. Iată și o veste bună, rata de incidență a cazurilor de COVID scade în România sub 5.000 de cazuri pe zi. E o veste foarte bună. Mai multe județe au ieșit din codul roșu, printre care și Giurgiu, Cluj, Timișoara și în București se pare că au scăzut cazurile de COVID. Asta nu știu dacă este în urma măsurilor pe care le-a luat guvernul Câțu sau din cauza virusului, că așa are el o traiectorie sinusoidală. Cred că e mai mult, să de spunem, a treia cocoașa cămilei lui Arafat, să zicem așa. Trece de la sine, pentru că probabil și măsurile au ajutat într-o anumită măsură. Acum e greu să analizăm, dar cred că este ciclic și e normal după ce ajunge la apogeu încet încet se stingă. De altfel era previzibil ca odată cu venirea căldurii forța virusului să scadă. Să vedem dacă vom reuși până la sfârșitul anului să fim destul de imuni, în așa fel încât să nu mai avem parte de o a patra cocoașă. Și deși veștile care vin acum cu ultima mutație a virusului, mutația japoneză, care nu este acoperită de vaccin, faptul că vaccinurile au un efect doar 6 luni după ce le faci, deja încep să ne pună tot semnul de îndoiel, ca să nu mai zicem și de anumite probleme, ca să nu zic de calitate îndoielnică, doar de anumite efecte adverse necunoscute ale vaccinurilor. Totul este nou, totul... Da, asta e și părerea mea, că traversăm o pandă descendentă a vaccinului, dar și datorită încălzirii vremii și datorită acestei sinusoide în evoluția virusului. Ce să zic, eu sunt mai optimist, eu zic că această pandemie va trece de la sine până la urmă. Dacă stăm să ne uităm în istorie, toate epidemiile, marile pandemii au trecut în 2 ani. Așa că, nu știu, acum și cu aceste campanii de vaccinare a populației de pe tot cuprinsul mapa mondului, probabil că anul ăsta va fi un an în care vom scăpa așa, în mare. Sigur că virusul nu va muri definitiv, vor mai fi focare, dar vor fi focare locale care sper că nu vor mai avea forța de a deveni pandemie, vor fi doar niște epidemii locale. Iată că CEDO, surprinzător, susține că vaccinarea trebuie să fie obligatorie, da? Iar oamenii nu pot fi forțați să se vaccineze, dar pot fi amendați. Iată că CEDO, care nu este Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nu? Care ar trebui să fie forul în care toți să-și găsească dreptatea, iată că are un punct de vedere interesant. Păi, principiul democrației este că libertatea ta se termină unde afectezi libertatea celorlalți. E cumva în această logică, cei care nu se vaccinează ar afecta prin vaccinarea lor persoanele care se vaccinează. Cred că asta a fost ideea și am mai discutat treaba asta, că probabil va fi imposibil să obligi oamenii să se vaccineze, dar vor exista o grămadă de alte măsuri coercitive care vor micșora posibilitatea de mișcare, care, cum să spun, îți vor afecta viața personală de zi cu zi, în așa fel încât vei fi determinat până la urmă să faci vaccinul și să intri în rând cu lumea. Era de, să spun, cumva de așteptat o gândire de acest gen. Deși pe timp de pandemie, economia mondială a mai scăzut, lumea a stat mai mult pe acasă. Iată că prețul benzinei în Europa a luat o razna. Chiar dacă cererea este afectată de carantină,
Sunt țări unde prețul benzinei scade, dar majoritatea țărilor crește. Așa cum și bursa, vorbeam înainte de emisiune, și bursa înregistrează mari fluctuații după o perioadă de scădere, bursa și-a revenit brusc, înregistrând o creștere foarte pronunțată. Ce crezi? Asta este un efect al pandemiei? Cu benzina cred că este strict un efect al ceea ce s-a întâmplat în Egipt cu canalul blocat. Faptul că au fost o săptămână, nu s-au putut face aprovizionare cu petrol, a făcut ca petrolul să crească pe burse. Sunt toate țările, au niște rezerve impresionante. Sunt, dar bursa este foarte atentă la detalii. Riscul la momentul respectiv era să rămână foarte mult timp canalul Suez blocat. Da? Aceasta a făcut să existe un șoc la bursă, prețul petrolului să crească, iar acum cei care sunt distribuitori de produse petroliere așteaptă, că până la urmă sunt speculanți, și așteaptă să existe șocuri și mișcări de genul ăsta care să poată să-i pună într-un avantaj. Pentru că este foarte clar că ei vând combustibilul care era pe stoc de mult timp. Nu? Nu-l vând pe cel care stă în vapoare în Suez, probabil în așteptare și acum, până când se va fluidiza din nou traficul pe canalul Suez. O săptămână de întârziere va duce la un anumit timp în care vor reintra lucrurile normal pe fluxurile de aprovizionare. Dar acest lucru este un lucru benefic pentru cei care pot specula, prețul a crescut pe bursă și eu cred că ăsta e principalul motiv al creșterii prețului benzinei. Vom vedea dacă va reuși să scadă, dacă va și scădea ulterior, pentru că probabil încet încet economia își va reveni din perioada asta pandemică. O scădere a prețului, faptul că prețul benzinei, combustibililor au scăzut atât de mult în ultima perioadă, este un efect al lipsei de cerere. Asta a făcut această scădere. Acum, legat de bursă, chiar m-am uitat și eu pe știrile economice și bursa din România a avut o creștere consistentă. Mai mult, cred că mai mult, odată a fost o scădere destul de pronunțată și este normal după o scădere accentuată să există o creștere, pentru că nu, de la zero nu prea poți decât să crești, ca să spun așa, nu se poate face o creștere negativă, deci după scăderea asta accentuată creșterea este normală. Asta este o dată. În al doilea rând, au existat niște restructurări foarte interesante pe piața din România. În ideea în care un mare grup industrial din România, Teraplast, a făcut niște exituri spectaculoase și s-au focalizat pe businessul lor principal, au vândut parte din liniile de business către alții. Acest lucru i-a dus în posibilitatea de a avea un capital de lucru impresionant și faptul că sunt atât de solvabili au dus la creșterea acțiunilor. Chiar nu uitam, în ultimele 6 luni, cu 40% au crescut acțiunile Teraplast, ori aici, pe mai fiind încă 2-3 companii, Alro și nu mai țin minte. E o evoluție nefirească ce sunt în România, pentru că... Este nefirească pentru că indicele lumea nu poate să crească într-un an de zile niște acțiuni cu 60%. Numai acțiunile Tesla sunt sigure că au crescut. Să-ți explic. În România nu e bursa din America să fie listate nenumărate companii. Sunt un număr destul de mic de companii listate la bursa din București. Indicele bursei din București este influențat de un număr redus. Nu știu dacă sunt 20 de companii care influențează acest indice. Da? Ori acolo sunt 5-6 companii care sunt companiile principale care influențează indicele. Ori toate aceste din 6 companii principale, 5 au fost pe creștere, una singură a fost pe scădere și chiar surprinzător este un spital, cel care a fost pe scădere, MedLife, care a tras un pic indicele în jos. Creșterea principală a venit din partea Teraplast, pentru că Teraplast s-au restructurat afacerile. Și-au restructurat afacerile, au ajuns la o solvabilitate foarte mare și în plus față de asta au și făcut o bonificație față de acționari. Ori această bonificație față de acționari a făcut acțiunile mult mai, să spun, mult mai interesante și au dus la o creștere.
Chiar a fost chiar o, am urmărit așa un pic evoluția Teraplast în ultima perioadă, mai ales că și pe una din liniile de business aveam și un anumit interes și am urmărit evoluția lor în ultimul an, restructurare chiar importantă, în ideea în care au renunțat, spun, la aproape, deci la aproape cu excepția producției de elemente pentru instalațiile sanitare, țevi și conducte ce se pun în pământ în special, dar în special și au intrat pe o nouă zonă de business de reciclare. În rest, tot ce au avut pe tablă, tot ce au avut partea de profilă din PVC, totul a fost, au făcut exit de pe ele. Iar pe partea de tablă și pe cele de hale, chiar un exit de succes către o companie mare din afara țării care a preluat tot business-ul lor. Bun, dar totuși se justifică creșterea 60%, adică... 40% a fost creșterea acțiunilor. 40% a fost creșterea acțiunilor. Eu zic că e justificată pe linia de business de metal, pe hale, da? Pentru că ei produceau panouri și sisteme pentru hale metalice. Aveau fabrici în Serbia, în România și în Ungaria. Deci era un operator zonal. Din ce știu eu, afacerea a fost în jur de 165 de milioane de euro. Acum, cu corecțiile financiare, pentru că 165 de milioane e tranzacția în sine, acolo se mai scad datorii, se mai adaugă stocuri, se mai... Da, probabil pe acolo au fost în jur de 160 de milioane și în plus am mai făcut un exit pe linia de ferestre. Parcă 12 milioane am înțeles tot așa cu corecțiile financiare. Da, o știre care m-a... Dar nu este creșterea bursei, nu este o chestie de revigorare economică 100%. De asta spun, este mai mult o chestie de regândire a afacerilor datorită pandemiei. Da? Deci oamenii au restructurat afacerile, faptul că nu le-au restructurat au dus la scăderea bursei, da? Ori acum, fiind reacția asta de restructurare, a început bursa să crească. Bun, asta, sigur că în orice bursă există creșteri și scăderi, numai că în România fluctuațiile sunt foarte, foarte mari, adică nu știu dacă în alte țări civilizate din Uniunea Europeană sau știu, există asemenea fluctuații. Mă rog, la noi se poate întâmpla orice, așa cum suntem obișnuiți ca români să se întâmple. O știre interesantă și care m-a surprins într-un mod foarte plăcut este anunțul Asociației Române pentru Cosmonautică și Aeronautică privind lansarea primului său satelit, situând România pe locul 2 în Uniunea Europeană după Franța, ca fiind țară cu care vor avea sateliții pe orbită. Pentru această lansare a satelitului se va folosi o rachetă de concepție 100% românească, EcoRacket, se va numi racheta, o rachetă purtătoare, care va fi lansată din Marea Neagră, fără nicio rampă de lansare, cu o procedură tot așa novatoare, o procedură care sunt și eu foarte curios să văd cum se va întâmpla. Politica europeană, la ora actuală, este să se investească foarte mulți bani în inovație. De altfel, s-a făcut public că... Se pare acest proiect va fi cu bani europeni. Europeni, da. A fost făcut public de mai multe ori și bugetul este structurat în așa fel încât foarte mulți bani să vină pe inovație, pentru că Europa, datorită, să spun, birocrației și modului un pic mai, să spun, permitiv în legislația muncii, a pierdut așa un pic aderența față de Statele Unite și chiar față de China, care vine foarte puternic din urmă. Deși sunt zone pe care le domină clar Europa, sunt zone în care nu-și prea face simțită prezența și, fiind bani, probabil bani vor veni din ce în ce mai mult. Este foarte bine, chiar dacă, să spun, faptul că lansezi un satelit e... E un prim pas, da? Este foarte în topul țărilor cu pretenții. Da, este, dar totuși trebuie să ținem cont că sunt, deci cum să zic, sateliți se lansează de câțiva zeci de ani. Deci noi facem primul pas, dacă am cu vreo 20 de ani, 30 de ani în urma celorlalți. Da? India, spre exemplu, lansează sateliți singură de ceva timp, nu-i, și India nu e o țară care
s-a lansat economic din urmă cu vreo 5-6 ani. Da, numai că motiv. Este până cu 2 ca demografie, este țară putere nucleară, are multe aturi India, nu este chiar... Trebuie și noi să inovăm din ce în ce mai mult. Uite, un alt exemplu este, chiar citeam și de vaccin. Acum nici nu știu, că e greu să știi ce mai e adevărat și ce nu e adevărat pe fluxurile astea de presă, dar citeam și de vaccinul de la Timișoara, de care am dezbătut cu ceva timp în urmă, sau săptămâna trecută am discutat despre el. Dom'le, un om încearcă să genereze ceva. Haideți să-l susținem. Poate nu reușește să facă, poate nu o să fie Pfizer, poate nu o să fie... Nu, de câte știu, Oxford, dar totuși încearcă să facă ceva. Înseamnă o evoluție, înseamnă că facem și noi niște pași, chiar dacă nu suntem pașii dinaintea celorlalți, măcar încercăm să ne apropiem de ei. Vaccinul de la Timișoara va fi un vaccin revoluționar diferit față de tot ce există pe... Da, noi nu avem încredere în primul rând în noi. Deci nu avem încredere că totul... Și nici nu are o finanțare, nu știu, câteva milioane de euro. Da, nu o finanțare consistentă. Acum am înțeles că e vorba de o finanțare pentru că intră în stadiul 3 de testare și acolo deja costurile sunt mult mai mari și se discută de posibilitatea punerii lui în producție. Dar chiar dacă facem un pas în spatele celorlalți, cum este și cu acest satelit, da? Noi nu suntem în vârful tehnologic, măcar facem niște pași să ne apropiem. Faptul că nu facem nimic ne va face să ne distanțăm din ce în ce mai mult. Zona de inovație și de inteligență, dacă o speculăm cum trebuie, în acest exercițiu financiar al comunității europene, va duce la o creștere substanțială a instituțiilor de cercetări. Și trebuie să recunoaștem că statele care au de câștigat acum economic sunt cele care au reușit să inoveze în anii trecuți. Și așa cum ziceai mai devreme despre orașul, despre strategia pe care un oraș trebuie să o aplice în sensul de a-și crea niște ținte. România, nu știu, nu are ținte. Până acum nu mi-am dat seama din ce s-a întâmplat în evoluția actualului guvern Cîțu, care sunt țintele de facto, pentru că așa din gură poți să zici orice. Dar către ce ne îndreptăm sau ce ne dorim, unde vrem să ajungem sau ce, pe ce mizăm sau ce, pe ce, ce idee avem să, sau cum, care sunt modalitățile să ajungem undeva. Aici tot într-o mișcare browniană, așa de la o zi la alta, astăzi e ministrul Voiculescu, face scandal, mâine face scandal Cîțu, păi mâine este Iohannis și zice nu știu ce. Deci e o nebuloasă totală în care populația e într-o degringoladă așa psihologică. Nu poți să... Deci un popor trebuie să cumva să-l interesezi, să-i dai niște țeluri, să-i dai niște direcții. Ori România, nu știu, merge în orice direcție, în toate direcții, într-un zigzag așa, într-o mișcare dezordonată. Da, ținta principală a conducerii naționale, ca să spunem așa, că se numește președinție, zona de executiv sau zona de legislativ, este să umblăm cu jalpa broța pe la Bruxelles. Asta e singurul obiectiv al nostru. Să mergem să ne milogim, mai lăsați-ne 1%, mai lăsați-ne 1% să mergem pe deficit bugetar, să mai facem niște șmecherii, să mai ascundem din deficitul bugetar printr-o companie care e în insolvență, tot felul de șmecherii din astea care... cum să spun, publicul nu prea le înțelege, nu prea le digeră, nu e lumea atentă la ele, dar o ineficiență. O ineficiență, da, până la urmă. Dar totuși avem un exemplu în România de bune practici, ca să spunem așa. Și acest exemplu de bune practici este orașul Cluj, în care acest primar Boc a avut o strategie din momentul în care a fost prim-ministru. Da. Strategia și arată eficiența acum. Strategia în momentul în care a prim-ministru e de discutat, că nu aș mai vrea nu, să a avut o strategie. Nu. Hai să ne înțelegem. Eu spun de strategia legată de orașul Cluj, nu de strategia lui ca premier. Pentru că el ca premier a fost dezastru. Da? Dar ca și ce a făcut el din postura de premier pentru orașul Cluj, au fost niște orașe niște mișcări notabile. Da? A atras niște finanțări consistente înspre Cluj, în așa fel încât Clujul să devină hub-ul tehnologic care este astăzi. Da? Aeroportul a fost finanțat în perioada respectivă. Îți aduc aminte că prima bucată autostrăzii Transilvania, ilogic, a fost centura Cluj, care ducea de niciunde către niciunde.
Deci totul a fost atras și investitori, pentru că investitorii, mari investitori. Vă gândiți că vin și aruncă cu piatra să vadă unde cade în România și fac ei fabrică. Nu, acolo există niște discuții. Discuțiile se poartă la nivel de ambasade și la nivel de executiv în momentul în care vin investitori de nivelul Ford, Renault, Nokia sau faptul că Nokia a mers la Cluj. N-a fost întâmplător. Nu? Pentru că puteau să meargă la Oradea sau la Arad, unde erau aproape de vamă, să facă transferul ușor. Acolo au fost direcționați cu o intenție spre Cluj. Aceste lucruri care s-au întâmplat în ultimii 10 ani, da, au făcut ca Clujul să devină orașul înfloritor de astăzi și atât de atractiv. Toți văd succesul și ar vrea să fie peste tot la fel, dar nu văd pașii care trebuie să-i faci pentru a ajunge la succes. Nimeni nu se focalizează să știe, bă, am un obiectiv și trebuie să ajung la el. Toți se uită, vai, în Sibiu, ce frumos a fost când a fost Iohannis, că am fost capitală europeană sau eu știu ce s-a întâmplat în Oradea. Păi, dar hai să vedem ce a făcut omul respectiv, pentru că nu e un mare secret. Până la urmă, acele rețete se pot aplica peste tot. Dar eu zic că, în principal, e vorba de strategie. Și problema cea mai mare este că dacă la nivel național există fluctuația asta de politicieni, da, la nivel de guverne, de chiar și de parlament, chiar și de președinte, da, care se schimbă la două mandate și la schimbare apare o nouă gândire, o nouă. Ei, la nivel de primar există primari care sunt de 4, de 5 mandate. Aveau 5 mandate în 20 de ani, aveai timp să-ți pui în practică absolut orice strategie ai fi dorit. Orice strategie să ajungă să aibă roade. Dar e mult mai ușor să te ocupi de, hai repede să asfaltăm și să strângem gunoiul, pentru că astea până la urmă sunt lucruri de care trebuie să le faci, că și acasă îți duci gunoiul, nu lași gunoiul să rămână în mijlocul casei. Ai deschis discuția despre Cluj, eu am altă teorie. Prețurile la Cluj au luat o razna odată cu apariția Caritasului, care îți mai ce aminte în anii 90, da, a avut sediu acolo, da. Și sau primii care au beneficiat de primii bani au fost cei din Cluj, nu? Care, lucru care a făcut ca prețul imobiliar, prețul pe piața imobiliară să o ia razna încă în anii 90 și s-a păstrat într-un trend ridicat. Asta pe de-o parte, ca dacă mă întrebi ce s-a întâmplat de fapt acolo, eu nu i-aș da așa multe merite primarului Boc, fostului prim-ministru Emil Boc. Eu aș merge pe ideea asta, că au plecat prețurile din vremea Caritasului, după care, văzând că prețurile apartamentelor este foarte ridicat, mulți dezvoltatori s-au concentrat pe zona Cluj și zona Cluj deja a devenit foarte, foarte atractivă din punct de vedere imobiliar, după care, nu știu cum, că și aici de discutat, poate într-o emisiune viitoare, s-a dezvoltat extrem de mult zona IT în Cluj și faptul că, așa cum spuneai, IT-ul beneficiază de o mulțime de facilități, a făcut ca această activitate să devină foarte, foarte prosperă, da? Iar prețurile, salariile IT-șilor sunt destul de mari, nu? Și atunci, da, sigur că da, și viața e scumpă și la un nivel ridicat din punct de vedere material. Bine, ok, primarul Boc a dezvoltat partea de infrastructură, partea de șosele, de canalizare, de parcuri, de s-a implicat, așa cum ziceai, în această direcție, accesând fonduri europene, dar meritele lui Boc că a ridicat el Clujul de la zero. Nu, eu cred că de clicul creșterii tehnologice sau acestui hub tehnologic care s-a dezvoltat la Cluj a fost Nokia. În momentul în care Nokia prima companie de, da, a fost la Nokia, exact. Care vinde inteligență, de tehnologie. Da? De tehnologie, care a investit în România. Ori acesta a fost un declic și a dus spre, să spun, spre creșterea acestui. Deși Nokia n-a stat foarte mult la Cluj, a dus la concentrarea în zona tehnologică spre acest oraș, da, și da. Părerea mea personală, deși nimeni nu am o confirmare 100% că așa este, eu cred că Emil Boc, în momentul în care a fost premier, a fost unul dintre cei care a influențat într-o anumită, bun, posibilitate, deci... inclusiv prin transformarea, pentru că
Nokia avea nevoie de un aeroport cargo care să livreze produsele. Telefoane nu le trimiteau cu tirurile. Bun. Iar investițiile ce s-au făcut în aeroport plus s-au făcut pe zona asta. O să mai discutăm între emisiunile viitoare. Deocamdată atât pentru astăzi. Mulțumesc, Adi, pentru prezență. Doamne și domnule, asta a fost emisiunea de astăzi. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.